Ramona Ioana Bruinsels este unul dintre cei 14 candidați la funcția supremă de președinte al României, iar cancana a surprins-o. Cu doar o zi înaintea alegerilor prezidențiale 2019, profitând de vremea tomnatică însorită și bucurându-se de o binemeritată ieșire în aer liber. Dar nu singură, ci împreună cu fetițele sale. Ramona Ioana Bruinsels a reușit să se desprindă de politică, măcar pentru câteva ore, preferând o plimbare în var, alături cele două fetițe. La fel de zâmbitoare și încrezătoare în forțele proprii, Ramona Ioana Bruinsels a gustat din această ieșire în natură, relaxantă după o campanie electorală obositoare și fericită în postura de mamă. Fetițele Ramonei Bruinsels au avut parte și de o dublă surpriză. Cu blană în timpul plimbării, întâlnindu-se cu doi căței dornici de mângâieri. Iar micuțele nu au stat prea mult pe gânduri, în vreme ce Ramona Ioana Bruinsels a mărturisit că și-a dorit doi câini mari, la rândul ei, dar numai atunci când va avea o curte. Cei doi căței simpatici le-au cucerit pe fetițe, dar Ramona Ioana Bruinsels a stat de vorbă și cu oamenii care s-au apropiat de ea în parc. Totuși, subiectul politic a fost lăsat deoparte. Cu atât mai mult cu cât una dintre fetițe a spus, la un moment dat, că dorește înghețată. Însă, pentru că nu a reușit să scape de tuse, a primit din partea mamei o altă propunere. Dulce. Ramona Ioana Bruinsels spune că nu are absolut nimic de ascuns și că a acționat, de fiecare dată, așa cum a crezut la momentul respectiv, din fiecare experiență trăgând concluziile care s-au impus. Nu am nimic de ascuns. Viața m-a pus în situații în care am acționat cum am crezut eu la acel moment că era mai bine și din care am avut de învățat. Am învățat. Însă pentru că, în lumea aceasta, sunt încă persoane dispuse la orice atac pentru a-și asigura o grumă de vizibilitate sau capital electoral, am decis ca, inclusiv pentru familia și copiii mei, să lămuresc deschis și transparent această temă. Eu, Dominic, fetițele mele, prietenii noștri și, îndrăznesc să cred, toți oamenii sinceri cu ei înșiși, știm că perfecțiunea, dacă există, reprezintă finalul unui lung efort de îndreptare a unor imperfecțiuni, virgulă, a mărturisit Ramona Bruinsels pentru CanCan. Ramona Ioana Bruinsels afirmă că are convingerea că orice candidat cinstit, care își respectă real electoratul, va răspunde în maxim 48 de ore acestei provocări. Iar cei care nu vor răspunde, înseamnă că au ceva de ascuns. Și, cred eu, cine are ceva de ascuns nu are ce caută la președinția României. Suplimentar, declară, n-am făcut politică, nu am în spate un partid finanțat din 10 de milioane de la buget, nu am avut niciodată imunități. Iar dacă voi ajunge președinte, mă voi lupta în fiecare zi ca niciun politician să nu mai aibă privilegii și imunități.